Cumpără sunt și NFC25 de pe Yosemite folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 12 din care noastră frumoasă cu Barcelona. Am rămas la meci acesta versus cel Real Madrid. Efectiv, m-am săturat să joc versus Real Madrid, m-am spus și în videoclipul anterior, pentru că am jucat semifinala Champions League. Mi se pare că am mai avut un meci contra ei și acum trebuie să mai jucăm încă unul pe bune. Însă dacă n-ați văzut, ceea ce e cam imposibil, a câștigat acolo Barcelona în El Clasico cu 4-0 versus cel Real Madrid. Incredibil meci, foarte frumos. Echipe au jucat chiar destul de bine, no hate pentru nicio echipă. Eu m-am uitat la meci și n-am ținut efectiv cu nicio echipă, m-am bucurat de meci. Am fost surprins de meciul frumos pe care l-a făcut cel la Barcelona, ba chiar reușind să câștige cu 4-0. Un meci chiar foarte interesant. Totuși, haideți să lăsăm meciul deoparte. Hai să uite la episodul cu numărul 12 în această carieră frumoasă tot cu Barcelona. Iar înainte să începem, v-aș ruga acolo să apăsați butonul like, să strângem și noi 70 de like-uri, ar fi uimitor, pentru că acest videoclip episod este cam ultimul episod din acest sezon. Pentru că în acest episod, după cum ați văzut în thumbnail, vom juca finala UEFA Champions League și vom vedea dacă o să câștigăm. Așa că haideți să începem cu acest meci contra cei la Real Madrid în La Liga. Haideți să ne uităm puțin la Liga. În La Liga se pare că este pe locul 1 cu 84 de puncte, diferență destul de mare de Real Madrid. Totuși aș vrea să joc acest meci, mi se pare un meci foarte frumos, așa că haideți să-l jucăm și pe el. Ultimul meci în această zonă contra cei la Real Madrid. Echipa arată foarte, foarte bine, chiar arată bine. Araujo în continuare se trist, dar o să păstrăm meciul acesta. În rest, da, hai să păstrăm așa echipa. Intrăm în meci și haideți să vedem ce reușim să facem. Ei bine, și începe meciul acesta versus cei de la Real Madrid, un meci interesant, așa că haideți să vedem că reușim să câștigăm El Clasico. Bază importantă aici, Balde, Balde la balon, Balde, centrare foarte bună și acum, ce farfecă de la Lamine Yamal însă pe lângă poartă, totuși frumoasă încercare. Ne vedem faza și uitați-vă cât de bine s-a aruncat, însă nu este pe poartă mingea. O ocazie foarte bună, Mbappé la balon, Mbappé, bine acolo Araujo, asta zic. Caze bune, Mbappé la balon, Mbappé un triple la bun, însă scoate acolo Ter Stegen, bine mă, bine mă Ter Stegen. Caze bună aici, mamă ce șut, mamă ce șut de la Mbappé, însă direct în bară. Bine aici Messi, Messi pasă bun la Gyökeres, acum Gyökeres, Gyökeres, dacă reușește pasa, bine acolo pasa la Lamine Yamal, nu este offside, bine mă, reușim să marcăm, facem 1-0 în El Clasico, marchează Lamine Yamal, pasa foarte bună dată de Gyökeres. Revenem faza, foarte bună pasa la Messi și Gyökeres aici pasează foarte bine la Lamine Yamal. Lamine Yamal cu poarta acolo, n-avea cum să rateze. Vine aici Nico Williams, Nico Williams are viteză, se poate duce Nico Williams și trebuie foarte bună și acum la Lamine Yamal. Nu! Oh, ce bară, ce bară! Bă, incredibil ce fază. Caze bună și pentru Real Madrid, centrare bună. Incredibil, Vini! Bine, ce a reușit acolo peste Marquinhos și însă nu reușește prinde Ter Stegen. Bine acolo, bine aici, direct la Lamine Yamal și acum la Lamine Yamal, Lamine Yamal reușește să marcheze, mă, asta zic, incredibil, ce joc al Barcelonei, ce pasă incredibilă la Lamine Yamal. Revedem faza, uitați-vă, pasă direct la Lamine Yamal și acum la Lamine Yamal, cum aleargă foarte bine, așteaptă să vină portarul și după aia finesul foarte bun de la Lamine Yamal, 2-0 în El Clasico. Mbappé, continuă Mbappé la balon, trece foarte bine. Bellingham, bine acolo. Ce fault acolo. Continuăm însă, nu, se pune faultul. Fault periculos acolo, foarte, da, este clar de galben. Bine aici Messi la Lamine Yamal și la Lamine Yamal. Cât de aproape însă iese foarte bine acolo Courtois. Și se termină meciul, se termină meciul. Câștigăm cu 2-0 în acest El Clasico. Un meci foarte frumos, chiar mi-a plăcut. Incredibil cum s-au simțit jucătorii în acest El Clasico după două meciuri care s-a terminat efectiv 0-0. Ambele goluri fiind date de la Lamine Yamal, incredibil. Următorul meci este un meci destul de ușor în La Liga versus cei de la Espanyol, așa că acest meci o să vreau eu să-l simulez. O să bag eu desigur toată banca de rezervă aici pe Dani Olmo, pe Gavi, pe Fatih, o să bag în stânga, bă, chiar, pe Rațiu, de ce nu, pe Garcia, pe Cubarsi. Și știți ceva? O să-l bag și pe Roche, mă, merită și el niște minute. Așa că îi dăm un quick sim, haideți să vedem ce reușește să facă echipa noastră și se pare că se face egal. Ok, marchează Dani Olmo și Victor Roche. Vedem că nu facem nicio schimbare în acest meci. Ok. Următorul meci este contra cei de la Villarreal și vedem că ei sunt pe locul 3. Ok, chiar nu mă așteptam. Noi avem 88 de puncte, iau 73. Teoretic este ca și câștigat campionatul, însă totuși este un meci interesant, așa că o să vreau să-l jucăm. Echipa este destul de obosită, mă refer cu 4
dreapta la Cunde. Nu prea este rațiu în formă, așa că da, o să-l păstrăm aici pe Cunde. Și în rest, da, echipa arată chiar foarte bine. Așa că intră un meci și haideți să vedem ce reușim să facem. Ei bine, și începe al doilea meci din acest episod jucat, al doilea meci pe care o să-l jucăm. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm și acest meci. Vine aici Nico Williams, Nico Williams continuă, șutul însă este blocat. Vine aici Pedri, Pedri cu un șut foarte bun, însă pe lângă poartă cu mult. Am zis să încerc o nebunie aici, însă n-am reușit. Vine aici la Miamal, la Miamal continuă foarte bine, se duce la Miamal, continuă la Miamal, pasa este bună, cred că, și acum, acum șutul este bun, da, și este offside, bă, ok. Totuși, fază frumoasă. Vedem că offside-ul, da, este destul de mare, este. O ocazie foarte bună aici, bine acolo, Cunde, bine. Ocazie bună, însă bine, mă, cât de bine se bagă aici Balde. Iar acum, lovitura de colț pentru ce era avea real. Hai să vedem care este bună sau dacă nu este bună. Este destul de bună, însă reușim să respingem. Însă acum un șut destul de bun. Mamă. Total pe lângă portă. Vine aici Nico Williams continuă foarte bine. Nico Williams continuă și acum șutul dacă este bun. Este bun, mă, bine, mă. Nico Williams marchează, face 1-0 în acest match înainte de pauză. Vine aici Messi, încearcă o nebunie, însă, da, peste poartă. Face și niște schimbări, iese Cunde, intră Ratiu, o să intre și Dani Olmo în locul lui Messi, o să vreau să intre și Gavi în locul lui De Jong și cam atât. Ce cap aici, însă, da, perfect pentru Ter Stegen. Ce greșeală, bă, what, ce greșeală, incredibil ce greșeală. Deci nu avem nicio treabă, eu mă scrie până la ochi acum. Eram cu deștiu la ochi, nu mai vedeam bine. Aparent pasa a fost foarte proastă. N-am ținut destul de mult. Ok, incredibil. Totuși acum Gyökeres, dacă reușește ceva să facă, pasa este bună. Hai mă, nu, de ce n-a șutat? Vine aici Nico Williams trece foarte bine. Incredibil cum trece Nico Williams. Și acum șutul este bun, mă, n-ai ce să zici lui Nico Williams. Este prea bun. Cum a scos din joc acolo doi jucători. A alergat după aceea singură spre poartă și a dat un șut cu stângul. Piciorul lui slab practic și marchează un gol foarte frumos. Revedem faza aceasta, trece aici de acești doi jucători și aici se duce singur drept ca calul. Însă șutează cu stângul și marchează. Vine aici, bine Nico, pasă bună și acum șutul incredibil. Nu poate, bă, nu te cred, bă, este offside, mă. Bă, ce fază frumoasă am făcut, uitați ce centrare era bună, incredibil, de ce, bă? A, ce rumpare. E bine, și să terminăm meciul, asta este, n-am reușit acolo să marcăm din acea fază foarte frumoasă, însă reușim să câștigăm cu 2-1 după ce am greșit acolo, fatal am greșit. Vedem că marchează Nico Williams 2 goluri. Următorul meci este tot la Liga, ultimul meci din la Liga. Vedem că vom juca versus cei de la Athletic Bilbao, meci chiar ușor. Și să fiu sincer, în acest meci, oricum deja am câștigat la Liga, haideți să băgăm efectiv toate rezervele pe care le avem în acest meci, pentru că următorul este un meci foarte important în UEFA Champions League, așa că o să bag aici toate rezervele. E bine, doar uitați-vă cum arată această echipă. Nu știu ce să zic, dar asta nu mai este Barcelona. Nu mai este Barcelona pe care o știu eu. Toți titularii sunt banca de rezerve și toți de banca de rezerve aceasta sunt în teren. Ok, în afară de portar. Astfel, îi dau un quick sim și hai să reușim să câștigăm și se pare că... Da, mă așteptam să câștigăm. Totuși marcăm două goluri, marchează Pau Victor și Casado. Dacă nu mă înșel, stai puțin, nu este Ferran Torres? Cel de la Bilbao, cred că el este. Wow, ne bate Ferran Torres, practic. Ok, și avem aici Player of the Season. Haideți să vedem ce câștigă Player of the Season. Și se pare că este. Ok, se pare că este Gyökeres. Chiar foarte bun Gyökeres. Victor Gyökeres câștigă Player of the Season. Nou venit la Barcelona, marchează peste 30 de goluri, cred că a marcat. Un jucător foarte, foarte bun, a schimbat total Barcelona. Foarte mândr acolo Hansi Flick, cum îl vede pe Victor Gyökeres că câștigă Player of the Season. E bine, și finala din Champions League este versus cei la Bayern. Coșmarul Barcelonei. Totuși știm că am putut acolo în viața reală Barcelona pe Bayern, însă la acest meci, haideți să reușim să câștigăm finala UEFA Champions League, un finală foarte, foarte așteptată. Un parcurs chiar foarte, foarte frumos. Am dat de niște echipe foarte grele precum Real Madrid sau Atletico Madrid, chiar foarte, foarte greu. Am dat și peste Bergamo Calcio, care nu e cine știe ce. Însă am ajuns în finală. În finală unde ar trebui jucătorii noștri să fie odihniți. Da, sunt odihniți. Sunt toți pregătiți pentru acest match. O să contez absolut pe primul 11, mare parte. Nu avem ce să schimbăm. Messi clar trebuie să joace în primul 11. O să vreau să-i dau Panderola de capitan, deși nu el o poartă. O poartă acolo Ter Stegen. Nu să vreau să le dau
lui, pentru că în caz că reușeam acolo să câștigăm, bravo ca el să ridice trofeul. E bine, și ce să mai zic, haide să intrăm meci, să vedem ce reușim să facem în finala UEFA Champions League. Întrerup acest vlog șmecher pentru a vă arăta un site foarte interesant și frumos de unde vă puteți lua echipamente de fotbal. Site-ul se numește Soccer Atolls, unde vă puteți alege foarte multe variante de tricouri. Vă puteți de asemenea crea și un cont și vedeți că au destul de multe reduceri, iar la customizare vă puteți seta de sigur mărimea, dacă vreți cu nume sau fără nume, și vă puteți lua tricoul la un preț foarte bun care variază în funcție de cum vreți să-l customizați. De asemenea, calitatea este destul de bună, după cum puteți vedea în acest videoclip pe care l-am făcut foarte rapid. Acest tricou de la Manchester United, kitul lor este de la Adidas, este foarte, foarte elastic, ba chiar este făcut și 100% din poliester. Iar la checkout aveți desigur livrare gratuită, mai multe metode de plată și dacă folosiți codul UNREAL pe acest site aveți o reducere de 10% pe care puteți să-l folosiți și să economisiți niște bani. De asemenea aveți suport 24/7, așa că intrați pe link-ul în descriere și cumpărați-vă cel mai fresh tricouri. Vă las în continuare cu videoclipul. Bine și ne pregătim de meci. Uitați-vă cum intră jucătorii celor de la Barcelona și de la Bayern. Capitanul acolo, Lionel Messi, trece până lângă trofeul Champions League pe care nu l-a mai câștigat din 2015. Incredibil, incredibil să vezi această formație, această echipă Barcelona, cât de frumos a ajuns și cât de puternică. Uite-mă acum la Nico Williams, este clar panicat acolo, însă o să înscrie și o să câștige. Haide Nico Williams, haide, asta zic, o să câștigăm noi până la urmă. E bine, și ce meci începe, cei de la Barcelona, haideți să vedem că reușim să câștigăm finala UEFA Champions League. O, ce pasă, ce pasă acolo la Sané, Sané, centrare bună, însă Koundé respinge foarte bine. Vine aici Nico Williams, ce centrare, însă este direct în careu și o prinde Ramiro. Faze bună, Musiala, Musiala șutează, însă nu reușește acolo, este blocat de Marquinhos. Vine acolo Pedri, pasă la Lamine Yamal, se poate duce, continuă Lamine Yamal la balon, Lamine Yamal șutează, incredibil, cât de sus, cât de puternic șutul de fapt. Însă este peste poartă, uitați-vă ce execuție, însă este mult prea puternic șutul, peste poartă. Bine, aici a recuperat la lui la mia mare și acum Gyökeres, bine mă, asta zic mă, golazo, bine mă, marchează aici Gyökeres, primul gol din acest match și în final la UEFA Champions League, bine acolo, la mia mare reușește să facă rost de minge. Messi pasează lui Gyökeres și Gyökeres finalizează incredibil pe lângă portar, un power shot, stilul lui caracteristic, direct în plasa lui Bayern. 1-0 Barcelona-Bayern. O fază importantă aici, Kane bine acolo oprește Araujo. Încă o fază foarte bună, incredibil ce... Incredibil! Nu! Nu pot să cred, bă, cum a ricoșat mingea la Kane, incredibil. Uitați-vă și pe la faza asta, imediat nu că vreau să o văd. Ok, se pare că nu mai arată faza, ok, nu contează, oricum șutul foarte, foarte puternic, foarte, foarte puternic, nu mai arată faza când a ricoșat, însă asta este, 1-1, reușim noi cumva. Oh, ce pasă, ce pasă, bine acolo Ter Stegen, bine. Iar acum cornerul aproape jucat la Emery, ok, este din nou corner, sau este pentru noi, este din nou corner, ok. Haideți să vedem acum execuția cornerului. Bine acolo. Bine. Nu. Încă iau mingea. Emery. Upamecano. Ok, tot este ok. Upamecano. La Sané. Sané este un offside. Ok. Bine aici. Nico Williams se poate duce. Nico Williams continuă. Nico Williams șutează. Însă pe lângă poartă. Cât de aproape. Mașina se aportară, însă s-a dus pe lângă poartă balonul. Șut foarte bun al lui Nico Williams, însă nu este... Exact cum am vrut eu, însă uitați-vă cum s-a aruncat portarul, nu cred că intra oricum. Totuși acum Gyökeres dacă reușește cumva aici, trece foarte bine, pasă la Lamine Yamal și Lamine Yamal șutează, însă prinde Ramiro, incredibil, cât de mult se întinde acest portar. Iar acum lovitura de colț, o să dăm aici pasă la Lamine Yamal, centrarea dacă este bună și nu este bună din păcate, însă acum Marquinhos cu șut, însă apără Ramiro, bă, din nou portarul îi salvează. Din nou pasă scurt aici la Pedri, îl vedem acolo, pe Gyökeres însă este direct pe portar mingea. Ce fault. Bine aici Pedri, bine aici Nico Williams, dacă reușește pasa, nu e în offside. Nu, e offside, ok. E offside. Ok, trebuie să facem și schimbări. Haideți să vedem cine vreau să iasă. E 1-1, s-ar putea să ducă la prelungiri. Cine mai rezistă? Hai să vedem. De Jong, să fiu sincer, cred că o să iasă. Avem nevoie de mai mult atac. Și Gavi este jucătorul de care avem nevoie, așa că o să iasă De Jong, sper să nu fi făcut o greșeală și o să intre aici Gavi. Să sperăm că ne ajută. Vine aici pasă de la Lionel Messi la Lamine Yamal și acum la Lamine Yamal.
Relare foarte bună, continuă la mia mal, la mia mal, la mia mal. O, penalti, 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 direct și cartonaj roșu. Cum să intre așa? Galben, roșu, roșu direct, nu e imposibil așa ceva. Intre așa la slide tackle, fix în careu, așa de simțire, direct. Ok, ok, nu mai contează, oricum este penalti. Hai să vedem, Gyökeres îl bate fără nicio ezitare. Hai să vedem, Gyökeres, direct, direct, dreapta jos. Dreapta jos, bine mă, bine mă, Gyökeres, mă, asta zic mă, 2-1, 2-1 în finala UEFA Champions League. Acum putem să facem foarte ușor acolo schimbări, dar să fiu sincer, nu o să fac nicio schimbare, o să las așa. Oricum, foarte bună execuția a lui Gyökeres. Revedem execuția, foarte bine, ok, este punctul și șutează cu putere, drept în dreapta jos a plasei. Bine aici, bine, pasa Messi, Messi, și acum Gyökeres, bine mă Gyökeres, mă, asta zic mă, asta zic mă, asta zic mă, asta zic. Hat-trick, hat-trick în finala UEFA Champions League, uitați-vă la bijuteria asta de gol, incredibil, ce power shot, ce power shot de la Gyökeres, pasa de la Messi, nicio șansă, nicio șansă la reportarul, mai bine scoateți din poartă, e aceeași chestie. Ce hat-trick dat de Gyökeres, incredibil. Fix în finala UEFA Champions League. Bine aici, Nico Williams, Nico Williams continuă, continuă, are viteză. Du-te, du-te, Nico Williams, du-te. Hai, că nu mai are viteză. Totuși, centrarea, am spus că este bună. Centrarea este bună la mia mal. Nu, nu este pe la mia mală. Bine aici, Gyökeres, du-te în față de meci. Pasa la Pedri, Pedri, se poate duce. Du-te, Pedri, du-te. Pasa la mia mal și acum la mia mal. Dacă reușește să șuteze, șutează bine, mă. Asta zic, asta zic. Ultima fază din meci marchează la mia mal din finishat, mă. N-ai ce să mai ceri. Cea mai frumoasă finală de UEFA Champions League. 4-1 îi spargem pe cei de la Bayern, mă. Bine, mă, bine, mă. Dacă nu mă înșel, 4-1 s-a terminat și în viața reală, chiar nu știu, dar să-mi scrieți în secțiunea de comentarii, să mai știu să vorbesc. Uitați-vă la acest șut. Incredibil, cât de bine plasat. Gol în finala UEFA Champions League dat de la Mia Mal. La Mia Mal, următorul star al Barcelonei. Ce fines, ce fines. Nici o șansă n-a dat portarului. E bine, și nu m-au tind de nimic, clar câștigăm. Câștigăm, exact. Câștigăm finala UEFA Champions League. Barcelona, după atâția ani, după atâția 9 ani, cred că 9 ani, câștigă din nou finala UEFA Champions League. Data asta nu mai e Messi, sau bă, încă mai e Messi, dar și împreună cu la Mia Mal. E bine, și acum se pregătesc aici să intre toți pe podium. Uitați-l pe Gyökeres, starul echipei, Lamine Yamal, Pedri, creierul echipei. Foarte, foarte bună echipa, chiar foarte, foarte bună. Și acum, regele, Messi, intră pe podium, se pregătește. Hai, te salut cu toți, punem pe trofeu. Messi, din nou, punem pe trofeu, agită-l puțin și... Iete, mă, câștigăm din nou finala, adică din nou. Ghilimele din nou, câștigăm finala UEFA Champions League, al treilea trofeu în acest sezon. Și acum, după meci, fac și noi o conferință de presă, pentru că am câștigat finala UEFA Champions League. Hai să vedem. Domnule, cum vi s-a părut meciul? Pe cum să vă zic, a fost meci chiar foarte ușor, i-am spart ce să mai. Mi s-a părut la mine mal un jucător cu cea la echipă. Clar este următorul star cu siguranță, este foarte, foarte bun și sunt sigur că o să câștige balonul de aur. Messi, credeți că mai poate juca? Cu siguranță, Messi e Messi, Messi o să face până la 40 și plus de ani. Deci o să-l păstă la echipă fără nicio problemă. Mulțumesc, domnule, pentru răspunsuri. Și acum, uitați-vă, cât de frumos, ce mai frumos ca țin din acest joc. 3 trofee, Copa de Spania, Supercupa Spaniei și UEFA Champions League, mă. Și dacă mai pune și trofeul individual câștigat de Gyökeres, Player of the Season, chiar s-a descurcat foarte, foarte bine echipa. Mă bucur că am reușit să câștigăm UEFA Champions League din primul sezon, efectiv din primul sezon. Și stați pe fază că mai avem încă un sezon care vine. Cu siguranță mai avem încă sezon, pentru că mai avem jucători de transferați și încă un Champions League de câștigat. E bine, și acum n-am mai rămas nimic decât să vă arăt staturile echipei. În primul rând, echipa a crescut chiar foarte, foarte mult. Gyökeres a crescut până la 88, Pedri la 90, Araujo la 89, Kunde la 89, Lamine Yamal la 86, chiar a crescut foarte, foarte mult echipa. Însă vreau să vă arăt la staturile individuale, adică la goluri, și se pare că este aici Gyökeres cu 49 de goluri în 58 de meciuri. Și cu 20 de asisturi în 58 de meciuri. Un total de 69 de contribuții în 58 de meciuri. Clar cel mai bun jucător în acest sezon. Nico Williams, care a ajuns la echipă mai târziu, însă uitați-vă ce a reușit să facă, 23 de goluri. Și vă asigur că n-a jucat 39 de meciuri, a fost mult mai puțin. La Mia Mal, crucial la echipă, foarte, foarte bun. Fati, e destul de bun acolo. Pedri, creierul echipei.
Victor Roque, interesant, un jucător interesant, Dani Olmo foarte bun acolo, Messi nici l-am jucat foarte mult, însă de când a venit, clar a schimbat echipa. Și rest, ce să mai vă zic, Kunde foarte bun pe dreapta, Araujo foarte bun în centru, Balde pe stânga, portarul mai zic, Ter Stegen, zeu, ia și indirect. E bine, și presupun că cam acesta a fost videoclipul de azi, episodul cu numărul 12. În următorul episod o să intrăm în al doilea sezon, așa că stați acolo pe fază pentru că începe un nou sezon cu această echipă. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să verificați link-urile din descriere, să vă abonați în caz când atunci ceas activați și clopoțelul. Am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!